Odată cu limitarea accesului în sălile de lectură din cadrul Bibliotecii Județene Petre Dulfu din Baia Mare, au crescut împrumuturile de carte. Reprezentanții instituției arată că au luat măsuri astfel încât inclusiv volumele care înainte puteau fi consultate doar în cadrul bibliotecii să poată fi duse acum acasă. Avem capacitatea sălilor în acest moment de 30% doar, chiar și pentru persoanele vaccinate, și încercăm să urmăm regulile care se aplică în toate instituțiile publice. A crescut mult pe partea de împrumut, da. Sunt mulți cititori și în această perioadă de pandemie, conducerea Bibliotecii Județene a hotărât ca toate exemplarele, inclusiv de sală de lectură, pe timp mai scurt cele de sală de lectură, să poată fi consultate acasă. Dacă în cazul adulților lucrurile s-au schimbat, iar aceștia pot intra în bibliotecă doar pe baza certificatului verde, accesul copiilor sub 12 ani rămâne în continuare neschimbat. Micuții continuă să vină însoțiți de părinți pentru a-și căuta volumele dorite. Iar acum, odată cu vacanța prelungită a școlarilor, mulți au avut liste de lectură pentru zilele în care au stat acasă. În rândul copiilor ne bucurăm că până la 12 ani copiii nu au nevoie deocamdată de certificat de vaccinare, așa că sunt mulți copii care vin la bibliotecă însoțiți de părinți și intră ei în bibliotecă, îi aducem noi de la punctul de primire în bibliotecă, îi aducem în secție să-și aleagă cărțile, deși foarte mulți copii au liste cu lecturile obligatorii care le sunt cerute la școală. Conducerea Bibliotecii Județene a achiziționat titlurile acestea de cărți solicitate tocmai pentru a face față cerințelor lor. Trebuie precizat că în cazul cititorilor care nu s-au vaccinat și nu pot intra în incinta instituției, reprezentanții bibliotecii le oferă varianta rezervării cărților dorite online sau telefonic. Ulterior, doritorii se prezintă la sediu pentru a-și ridica pachetul de cărți, fără să intre fizic în bibliotecă. Soluția este deja agreată de un număr tot mai mare de cititori din Baia Mare.